Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de pe San Andreas Multiplayer. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru like-urile de la episodul trecut. Haideți să ne și în acest episod peste 30 de like-uri. În continuare aveți OG coduri în descriere pe care le puteți utiliza cu comanda /OG code dacă beneficiați de level între 1 și 5. Astăzi vreau să vorbesc despre următoarele posibile update-uri. Înjură de mamă. Dacă ai dovezile necesare, poți reclama jucătorul dorit pe panou. Bun. În acest episod o să vorbim despre viitoarele posibile update-uri de pe OG Times și o să mai facem și niște N-uri între timp pentru că stau destul de prost la activitatea de helper din săptămâna aceasta. Am 97 de N-uri din 150 minim pe săptămână și mai am nevoie de aduri șterse, așa că sper să reușim să facem ceva în acest episod cât vorbim despre viitoarele posibile update-uri de pe OG Times. Adică viitoare posibile, deci nu sunt 100% sigure. În primul rând vreau să, de fapt o să vorbesc că nu știu, mane. Am văzut la Lulex pe un video în care vorbea despre apartamentele de lux. O să vorbesc și despre asta, dar nu acum. A fost o caseară. Nu deținem. Bă, nu știu dacă a fost o caseară. O să dau end skip pentru că nu știu. Am fost inactiv în săptămâna asta, v-am spus. Un prim viitor și posibil update pe OG Times ar fi un parc auto de mașini. Adică la Lorex pe episod am văzut că a pus acest subiect și am zis bă, să-l fac și eu pentru a vă informa și pe voi. Acum nu-l copiez pe Lorex, dar de ce să nu vă prezint și vouă următoarele posibile update-uri. Deci cum vedeți aici, asta e o parcare de lângă aeroportul din Lv, unde se gândea Lolex, de fapt i-a venit lui așa o idee la care se gândea să punem, de fapt să pună, să facă aici nu există acel, stai, NRG la rent car, stai așa să întrebăm. Eu știu că nu există acel tip de vehicul, îl poți lua de la rent carul din orașul Las Venturas. Stai așa să-i dau re 445 punct în loc de asta. Scuză-mă. Bun. Deci în această parcare să fie un parc auto de mașini în care vii cu mașina, să spunem că ți-o parchezi frumos aici și îi pui prețul, gen car sell, să nu pui sell car, pentru că asta e ca la dealership și bine să diversifice un pic, să pui car sell și prețul pe care vrei tu să-l pui. Să spunem, vreau să dau acest bullet cu 300 de milioane, da? Îl punem aici. Și pe tine o să te dea, gen, să te dai jos din mașină, mașina ta rămâne aici și deasupra o să apară prețul cu, o să apară așa o iconiță cu nu se poate, nu se poate, îmi cumpăr o mașină și când vreau să o iau,
Să apară deasupra ei o iconiță cu numele mașinii, cel care a pus mașina la vânzare și prețul și cam așa mai departe. Bine, acum Lulex spunea ceva legat de preț, să poți să pui prețul între, să zicem că eu vreau să dau pe asta cu 300, să pun, să fac o ofertă între 270 de milioane, da, 270 și 300 de caca. Să pui așa. Dar e o idee destul de unică, spune eu. Asemenea parcuri auto găsești numai pe MTA. Cei care jucați MTA probabil știți că pe MTA dealership-ul este ca un fel de parc auto. Adică vii aici, îți pui mașina, de fapt acolo sunt deja mașinile puse și apare deasupra lor numele mașinii, apare deasupra mașinii numele ei și prețul, știi? Să că nu știu. Deci ăsta ar fi un viitor update și după părerea mea cred că este și un update destul de interesant. Adică sincer să fiu, nu am mai văzut pe serverele din România un astfel de update cu parc auto. Dacă știți voi servere, dar să nu fie servere fantomă, vă aștept cu... Da, am văzut. Să nu fie servere fantomă, fiindcă serverele fantomă... Așa. E o idee destul de unică. Bă, eu sincer aș vrea să se bage, fiindcă decât să faci trade cu mașini prin trade car sau altceva și să ai un risc de țeapă, fiindcă ia stai că da. Că da, filmez. Poți să iei țeapă făcând trade sau ceva de genul, așa că mai bine te duci, îți pui mașina acolo și ai remanilor, vă pup, așa. De ce nu NRG la rent car probabil că l-a luat cineva înaintea ta. L-a luat cineva înaintea ta. Bun. Salit, eu uite cu aici pe... What the fuck? Ce e pe clan, bă? Le dăm stop. Bine, nu că m-ar deranja, dar probabil deranjează pe altcineva. Deci v-am spus, e un... Bă, o să dau toc, fiindcă mai vin întrebări și... în curent. Un astfel de update este binevenit. Așa cum am spus, nu e riscul să-ți iei țeapă. Bine, acum unul care pune un preț foarte ne la locul lui, să spunem și cineva de level mic care nu cunoaște economia serverului, dar riscă să ia țeapă, dar na, zic și eu că trebuie să aștepți pentru alt NRG. Puii mei, vrei să știu cât vrei să aștepți? Până când persoana care a luat acel vehicul iese de pe server. Și NRG-ul va fi, până când acea persoană care a luat acel vehicul iese de pe server. Ah. Nu-mi vine bă o de asta de formulă minte.
Deci cam așa stă treaba cu update-ul ăsta. Eu sper să fie implementată, adică spunea Lolex pe episod că dacă vede susținere la episodul lui, așa o să vadă și masiv și na, o să vadă din partea voastră că este apreciat un astfel de update și vor lucra la el și vor face tot posibilul să fie implementat. Și din partea mea au un plus 1, adică plus 1, pentru că mi se pare un update destul de șmecher și destul de unic, după părerea mea. Numai pe MTA poți vedea așa ceva și v-am spus, dacă știți voi servere care au asemenea târguri de mașini sau o piață auto, un târg auto de vehicule, să-mi spuneți că poate nu suntem noi unici, dar eu nu mai știu. Dacă știți voi, așa să-mi spuneți serverul. Da, așa, așa că mi-a venit aici un N. Ia să vedem. Dacă dau la un player să-mi pună tag și nu îmi mai dă info, înapoi primește bani. Nu mai am timp să răspund. Bă, hai să vedem cine e la cub, că dar nu vreau să mă duc acolo, fiindcă probabil nu-i nimeni și nu vreau să vorbesc despre asta, de ce nu-i lume la cub, că da, 603, a, da, iurea. Bun, facem și un print. Deci, da, fraților, v-am spus și un posibil viitor update. Cam asta ar fi episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Și noi ne revedem data viitoare. Salut!